Bună seara, bine v-am regăsit, începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este fostul viceprimar Fănică Bârlă. Domnule Bârlă, bună seara, bine ați venit! Săru mâinile, bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit și mi-era dor să vorbim. Dumneavoastră ați fost o bună perioadă de timp și primar interimar, așa că aș vrea în prima parte să vorbim puțin despre ce se întâmplă în Buzău și despre cum vedeți dumneavoastră toate lucrările, toate șantierele, în principal problemele buzoienilor, ce soluții ați propune astfel încât să nu ne mai lovim în fiecare zi de probleme. Și vreau să începem așa direct cu traficul din Buzău, pentru că sunt problemele cele mai mari. Cum vi se pare că se descurcă și poliția rutieră și administratorul drumului public? Situația în trafic astăzi, ieri și săptămâna trecută a denotat faptul că este un haos total. S-a circulat extraordinar de greu, au fost foarte mulți nervi, foarte multe mașini în carambolaje fără atingere. Traficul este absolut infernal, foarte, foarte dezarmant pentru toți buzoienii, chiar și pentru cei care tranzitează Buzău. Acest lucru se datorează faptului, este părerea mea personală, că un proiect a fost aprobat. Dacă este bun sau rău, vor să vadă buzoienii, eu am părerea mea, dar buzoienii vor constata atunci când toate lucrările în sfârșit se vor termina, nu știm exact când, dar când se vor termina, vor ști buzoienii dacă a fost un proiect bun. Dar așa cum a fost el elaborat pe etape, cred că a fost un mare, mare dezastru. Cred că acest proiect, așa cum este el, putea să fie mai bine gestionat ca și procedură de lucru. Firma care lucrează e o firmă renumită, este o firmă mare. Nu am motive să cred că această firmă a greșit foarte mult. Dar cei care erau responsabili cu desfășurarea lucrărilor din partea beneficiarului, adică diriginții de șantier, sunt cei care aprobă, avizează planul de lucrări și așa mai departe. Dacă pe trama stradală, adică toată zona Unirii, a fost un haos, un iureș și s-a lucrat aproape haotic, să începeau într-o porțiune, probabil că nu se continua, aveau dificultăți, începeau în altă parte, deci a fost Unirii a fost foarte, foarte mult afectat de disconfort. Nu vorbesc de, să vedeți, după amiaza s-a lucrat fără udătură, fără apă, toate camioanele care intrau, toate aceste basculante de 16 tone descoperite, ele trebuia să intre în municipiul Buzău acoperite, balastul trebuia acoperit și descărcat în jet de apă, se ridică până la, mi-au spus oameni, la etajul 6 ajunge praful pe Unirii acolo unde se lucrează. Nu cred că este cea mai bună soluție de a se termina o lucrare. Dar să sperăm că se va mai remedia cât de cât. De am spus că dacă pe trama stradală asta am văzut eu, cel puțin în piața Daciei, aproape că nu s-a lucrat. S-a decopertat, s-au făcut puțin iure și 2-3 săptămâni. Luni de zile au fost 2-3 muncitori, o basculantă, acolo nu știu ce se întâmplă. Lucrarea nu este foarte grea, este mai mult de imagine, este mai mult de vopsit. S-a distrus marmura care era tradițională municipiului Buzău, era o emblemă a municipiului Buzău, cu marmura asta se păstrează în foarte multe orașe mari ale României, care nu s-a distrus. Și de ce s-a distrus? De ce credeți că au luat o astfel de decizie? Deci a fost un proiect fantasmagoric, care deveni plămânul orașului, centru Buzăului, cu un parc cu de toate, dar acest proiect bine scris și bine povestit, dar nu în realitate, ci într-o imaginație science fiction, va ajunge exact cum a ajuns și Iazul Mărilor, din bărcuțe, din pagode, două lăculețe care curg și care să scurge apa, să infiltrează și mai mare chinul acolo. Prea mare atracție pietonală, nu este, trec destul de des pe acolo, mai văd un om, doi, trei, dar nu așa un trafic cum se dorea sau.
Deci cred că și centrul va fi mai mult, nu exagerez, chici. Așa e, asta este părerea mea. Comparativ cu Cuza Vodă, care are o anumită alură de centru, ceea ce se va amenaja acolo este doar superficial, sunt suprafețe mici, o să vedem. Deci, timpul... Proiectul l-ați văzut, adică ați văzut fotografiile care au fost arătate? Dar și proiectul Aia Zumorilor l-am văzut și l-am explicat la dumneavoastră în emisiune. Pe hârtie, pe calculator, se fac proiecte foarte, foarte frumoase, din cuvinte. Oameni care știu să scrie versuri, le aliniază frumos, știu să povestească frumos, dar realitatea este cea care îi interesează pe buzoieni. Nu poveștile frumoase de un iaz cu bărcuțe, cu gondole, cu promenadă, zeci, sute, mii de oameni. Așa și centrul va fi. Va fi mai mult o poveste și un proiect frumos desenat. Despre alegerea de a fi zonă pietonală acolo, ce părere aveți? Pentru că mulți nemulțumiți au apărut imediat după ce traficul a fost închis. Am văzut și efectele, evident, aglomerația de pe celelalte străzi. Deci, tensiunea în trama stradală rutieră era deja foarte mare și pe vremea mea aveam multe dificultăți cu traficul. În momentul în care o stradă, un segment de stradă, mai ales importantă, mai ales de trafic atât de mare, se închide, indiferent din ce motive, atunci toată sarcina aia pică în celelalte latere. Deci va fi un trafic infernal. Numărul de mașini nu va scădea, dimpotrivă, va crește numărul de mașini. E foarte, foarte dificil, la fel ca și pe Unirii, că revenim la Unirii, atâta timp cât nu se va mai putea parca, vă dați seama, cam de la pod până la Mareșal Averescu, cam câte mii de mașini, rezidenți, oameni care acolo stau, nu vin întâmplători. Ce vor face acei oameni? Eu nu-mi dau seama ce se va întâmpla. Va fi un scandal. Va fi un scandal al oamenilor simpli care de 30 de ani au avut mașina într-un loc permis și acum nu o să mai aibă. Și o să întrebe de ce. Pentru ca să fie un proiect modern, european. Sunt de acord, e ok. Dar ăsta îl faci acolo unde ai, în Cluj. Ai 12 benzi. Ai unde să faci linie verde. În București, magistrale mari de 10, 12, 14 benzi. Poți să faci o linie verde, dar în orașele mai mici nu se pretează plus de asta. Păi, acolo eu am făcut o socoteală în 24 de ore pe acel segment, două artere principale dus întors, vor fi ocupate în total câteva ore, 3-4 ore dacă adun toate autobuzele, toate salvările, toate mașinile de poliție care vor trece pe acolo. Deci două benzi vor fi libere de sarcină de ceea ce ar trebui să se facă, cel puțin 16-18 ore din 24 de ore. E corect? Este bine? E judicios calculată chestia asta? Că normal drumul și strada este făcută să poată să circule. Înțeleg că a fost o condiție, de fapt o condiție de bază pentru a primi banii europeni. Din păcate, noi românii și înainte, și pe vremea noastră, și după noi, am fost obligați câteodată să facem compromisuri. Compromisuri mai mari sau mai mici. Unii au făcut compromisuri mai mici sau n-au făcut compromisuri, alții au făcut compromisuri totale. Adică ce li s-a oferit, aia au acceptat, n-au făcut nicio negociere. Se putea negocia, credeți? Nu știu, nu pot să răspund corect la o întrebare atât de complexă și completă, dar probabil că nici nu s-a încercat. Dar Bulevardul Unirii trebuia reasfaltat, nu? Adică se impunea Bulevardul Unirii, probabil, în proporție de 70% din lungimea lui, era asfaltat foarte bine și era în condiții excelente, cel puțin de la McDonald's până la pod. Era tramă stradală făcută cu 6 ani în urmă și cu 25 de centimetri de asfalt. Adică a fost făcut și era impecabil. Deci acolo s-a demolat un asfalt care mai avea timpul mediu de viață încă cel puțin 6-7 ani. Deci aia a fost o pierdere. Bani aruncați pe apa Buzăului. Mulți se întreabă cum vor circula autobuzele pe Unirii. Nu s-au obișnuit încă
cu acea idee de a vedea autobuzele pe mijlocul străzii. Din punctul ăsta de vedere, atâta timp cât li s-a creat această facilitate, transportul de călători pe Unirii va fi în regulă. Va fi în regulă. Va fi în regulă, pentru că vor fi stații, exact ca la București pe Ștefan cel Mare, vor fi stații, cele două stații care sunt la Big și în partea asta la altă la ACR, cu scoar de așteptare, cu traversare, probabil că fi cu butoane, cu senzori, când vine mijlocul de transport să se facă verde. Din punct de vedere al transportului de călători, nu se va îngreuna. Deci va fi ok. Cea mai mare problemă va fi cu parcările, da? Va fi cu parcările și cu traficul însăși. Vor fi foarte două benzi, plus încă cele de scoar pentru alveole și cu garda de mijloc, vor îngreuna foarte mult, să pierd cel puțin trei linii de acces pe Unirii. Trei din 8, adică și vedem ce s-a jumate. Întâmplat în timpul lucrărilor, când câte o bandă era ocupată, să blocată. Circula greu înainte, cu toate active, dar acum care s-au mai redus încă 3. Înțeleg că au fost discuții aprinse și cu poliția rutieră. La început n-au vrut să dea avizul pentru proiectul inițial, care presupunea doar o bandă, da, pe sens. Și discuțiile au fost destul de intense, până la urmă au dat aviz pentru proiectul final. Păcat că poliția rutieră nu și-a ținut. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că aveau dreptate. Adică ar fi trebuit să nu dea un aviz, măcar trebuia să facă o analiză mai serioasă, adică să facă o simulare. Simulare care s-a făcut în construcție. E cea mai bună simulare, ce va fi pe Unirii, va fi exact când se va da drumul, cum s-a circulat. Avem pe cineva la telefon, înțeleg. Bună seara! Bună seara! Vă rog! O întrebare așa de acelor pentru invitatul dumneavoastră. Care mai este situația mai demult invitată referitor la Unirea unificată dreptei la nivelul municipiului Buzău, care ar însemna o alternativă la hegemonia președintelui și dacă este, l-aș întreba situația în care unificarea dreptului s-a realizat în următoarea perioadă, în alegerile din 2024, dreapta sa posibil puternică, unificată, l-ar lua în cadrul ei și pe domnul Silviu Ion Ciucor. Și când pun această întrebare, o pun cu o mare, mă repet, întrebare. Dacă acest om mai este în opoziție și mai este în consonanță cu ideile MP-ului și membrilor de acolo, respectiv domnul Bârlă și alți membri ai MP-ului, sau face jocul nu știu cui, când omul ăsta nu-l mai înțeleg. E părerea dumneavoastră, evident, s-a înțeles întrebarea. Părerea mea, da. Vă mulțumesc pentru intervenție. Da. Vă reamintesc că domnul Roșiuru, de exemplu, în momentul în care a fost dezbătut și votat regulamentul acela care interzicea presa la ședințele CLM și impunea condiții pentru buzoieni de a participa, a fost unul dintre cei mai vocali consilieri ai opoziției. Acum, majoritatea întotdeauna votează și cred că domnul Roșiuru a înțeles că e mai bine să se gândească la binele buzoienilor, adică să încerce să-i informeze vis-a-vis de proiectele care sunt aprobate de primărie, pentru că o luptă cu munții așa, e de fapt cu morile de vânt, cred că, da, în primărie, nu? A opoziției, lupta aceasta. Răspundeți-i dumneavoastră. Da, deci în primul rând, da, sunt în continuare membru partidului al PMP-ului. Întotdeauna unirea unor partide de opoziție mici nu poate să fie rea, pentru că unește forțe mai mici într-o forță mai mare. Rezultatele alegerilor vor ține cont și dacă acest lucru se va întâmpla. Este un lucru de bun augur. Eu îl salut și nu numai că sunt de acord. Am să lupt ca partidele mai mici de opoziție sau de dreapta să se unească. Probabil că se și va întâmpla în această toamnă.
Silviu Roșioru este colegul meu, va rămâne colegul meu, este prietenul meu. Să știți că am fost 16 ani consilier local, 17, scuzați-mă. Nu este ușor să fii consilier local, am fost și în opoziție o perioadă de timp, nu este ușor să fii în opoziție, nu poți să fii întotdeauna gică contra, trebuie să ai o atitudine civică, civilizată față de Consiliul Local, care vrei, nu vrei, este structurat de voturile dumneavoastră, așa s-a votat, așa are structură, e normal să conducă cei care sunt cei mai mulți consilieri, nu poți să urli asurda toată ziua, trebuie să găsești un echilibru de a vedea și în proiectele cu care n-am fi de acord din punct de vedere politic, să vezi și lucrurile bune și să încerci să analizezi dacă votezi împotrivă. Nu rezolv nimic pentru că au 17 voturi și atunci e absurd, dar dacă votez și eu, o parte din oamenii care le va fi bine, mă vor vota și pe mine. Este un calcul și politic la urma urmei. Nu poți să fii în opoziție în Consiliul Local doar urlând, țipând și votând împotriva. Cele mai multe proiecte care sunt aberante, cu siguranță că Silviu nu le-a votat. Cu siguranță, asta pentru că am urmărit și noi, dar mai ales în contextul actual din CLM, e foarte greu să faci opoziție, dar de aceea îi felicit pe cei care au întotdeauna luat de cuvânt amendamente când se putea și încearcă să-și exprime punctul de vedere. Esența este că unirea partidelor de dreapta, cele mici, vor putea să creeze o structură politică care va putea să pună probleme, poate nu în primele alegeri, dar care ar trebui și va putea să pună probleme partidului Mamut. Vreau să vă întreb, pentru că îmi propusesem să discutăm acest subiect, să înțelegem exact ce înseamnă această unificare a Dreptei. Vorbim despre PMP, da? ALDE și partidul pe care îl conduce Tăriceanu. Îl conduce domnul Tăriceanu, da? Da. Așa, mai era acea Forța Dreptei, parcă se numește, partidul înființat de Ludovic Orban. Așa, de Ludovic Orban. Așa, de Ludovic Orban, Tăriceanu conduce în continuare ALDE. ALDE, este domnul Tăriceanu la ALDE, este domnul Orban la Forța Dreptei, și PMP-ul din care faceți parte, și cine ar mai intra în această ecuație sau deocamdată? Deocamdată atât? Cred că aici sunt jocurile, aici se fac negocierile. Mai sunt câteva partide mici satelit, dar ele nu au reprezentanți sau nu sunt nici puțin vizibile în municipiul Buzău, dar orice forță politică care aderă la ceea ce va face o înțelegere între cele trei partide, este binevenită. O reuniune de partide mici poate să creeze o structură politică mai serioasă, mai cu forță. Așa e întotdeauna, așa e peste tot. Știm cine e la Buzău din Forța Dreptei? Deocamdată se discută doar a se realiza această reuniune de partide, încă nu s-au discutat posturi, funcții și așa mai departe. Asta se va întâmpla la sfârșit, după ce se va crea un statut comun, după ce se vor afișa sau după ce se vor pune la punct strategiile, atunci vin și numirile pe funcții, pentru că la început vor fi numiri. Nu vor fi alegeri, sau vor fi alegeri în partide, dar la reuniunea celor trei sau patru partide se va conveni de comun acord care va fi structura de conducere. Probabil că partidul care este cel mai bine, asta se va întâmpla la nivel național, că nu se poate doar la Buzău, dar în fiecare județ în parte, partidul care a avut, așa gândesc eu și așa voi propune, partidul care a avut cele mai bune rezultate la ultimele alegeri, el să fie, din partea lui, să fie liderul care să conducă acest grup.
indiferent că e PMP la Buzău sau este... La Buzău e clar PMP-ul. La Buzău PMP-ul a scos cel mai bun rezultat peste noi, afară cei care au și intrat în Parlament, este Aurul. Și Aurul a fost peste noi, dar în rest noi am fost al patrulea partid. S-a încercat o asociere și cu Aur în Buzău doar, înțeleg? Da, s-a încercat o discuție, deci a avut loc o discuție preliminară, nu știu toate detaliile, dar timpul a demonstrat că această discuție a rămas la nivel de discuție și de atunci. Nu s-a mai repetat. Tot la nivel de discuții, că au fost mai multe discuții, au rămas și cele cu PNL-ul în Buzău, pentru că se discuta intens la un moment dat. Aici au fost mult mai multe discuții. Cred că era un proiect foarte bun. Ambițiile au făcut ca cele două partide de dreapta să nu se înțeleagă, iar la București forul central a lăsat la nivel local jocurile. Deci ideea nu s-a realizat încă nimic. Nu cred că era un lucru rău. O să revenim la discuția politică în a doua parte, dar am câteva mesaje și oamenii evident sunt interesați. În continuare, de locurile de parcare, vă întreabă un telespectator, ce facem cu parcările pe Unirii, domnule Bârlă, care ar fi fost soluția pe care ați fi propus-o dumneavoastră? Soluția mea ar fi fost ca să putem să accesăm acele autobuze, că de fapt bătălia mare este pentru autobuzele electrice. Transilvaniei ar fi rămas să se facă așa cum este. Este un lucru bun. Eu l-am salutat din prima oară. Aș fi avut și componenta de autobuze electrice, dar în loc de Unire alegeam altă tramă stradală de amenajat. Poate că Bulevardul Republicii, continuându-se cu 1 decembrie 1918, tot e cam aceeași lungime. Are cam aceeași lungime. Înțeleg că vor intra în lucru și ele în perioada următoare, 1 decembrie anul viitor. La una să ai cu fonduri europene și una să ai fonduri europene și una să ai din surse proprii, care se pare că criza ne va duce pe toți și primării și pe toți ne va duce puțin în urmă. Cred că nu alegeam Unirii. Unirii este strategică, Unirii este complicată. Unirea a fost construită în 76, 74, 77, 72 chiar, cu foarte multe locuințe. Este cea mai mare densitate. E normal că și densitatea de mașini este foarte mare. Sunt foarte puține parcări între blocuri, în spatele lui Unirii spre Spirul Haret și mai puține în partea dinspre Independenței. Deci nu aș fi putut să tratez Unirii gândindu-mă la atâtea mii de mașini care nu încap în altă parte. Că dacă aveam o soluție să încapă acele mașini care nu sunt întâmplătoare acolo, oamenii acolo locuiesc. Nu poți să impuți unui om care are o mașină în 2022. Vă mai întreabă un telespectator, cum vi se pare taxa de 7.000 de lei pe an pentru un loc de parcare? Cred că se referă la licitațiile de pe Unirii. Ați auzit 7.000 de lei? Că au fost oameni care au plătit la licitație 7.000 de lei? Eu știu de o ambiție a doi locatari și s-a ajuns la licitație la 3.000 de lei. Dar peste 150-200 de lei, eu n-am auzit, 7.000 de lei, este exorbitant. Nimeni n-ar da nici... Am auzit că s-a întâmplat. Am mai auzit de cineva cu 6.000 de lei e luna trecută. Sau este înscris? Adică este efectiv plătită. N-avem documentul, nu. Eu nu Dar îi rog pe cei care au situații similare să sune, să ne anunțe. 7.000 este abia. La cât a ajuns licitația pentru un loc de parcare? 7.000 de lei e o mașină foarte bună. Da. Și o cumpere la o lună, o vin și o cumpere alta în altă parte, da. Mi se pare aia apera 7.000 de lei, 70 de milioane mai. Bun, o să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat, citim mesajele și mai discutăm despre ce se întâmplă în Buzău. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul Fănică Bârlă, fost viceprimar și fost primar interimar. Vorbim puțin despre ce se întâmplă în Buzău. Vă mai întreabă un telespectator, domnule Bârlă, ce facem cu parcările pe Unirii? Aceeași întrebare. Se propunea la un moment dat o idee cu parcări supraetajate. Cred că se referă la modulele acelea pe care primăria le-a anunțat, apoi s-a renunțat la idee pentru că înțeleg că n-ar fi tocmai în siguranță.
cei care și-ar parca acolo mașinile. Nu știu dacă e vorba neapărat de siguranță. Cu siguranță, în schimb, se va dubla numărul de locuri permise pe Unirii, pentru că prin suprapunere, doar două mașini sunt prin suprapunere. Însă proiectul ăsta, nefiind, noi făcând parte din proiectul mare cu fondurile europene, este foarte costisitor. Un municipiu, pătronsonul Unirii, cât este de mare, nu își poate permite să realizeze așa ceva. Și din acest punct de vedere nu se va realiza parcări supraterane, deci semnul foarte mare de întrebare ce se va întâmpla pe Unirii rămâne și se prefigurează că va fi un mare scandal, nu un mic scandal. Pentru că lucrările de pe Unirii ar trebui să se încheie, din ceea ce spun cei de la primărie, în luna octombrie. Asta înseamnă peste o lună, aproximativ. Da, probabil că nu se vor încheia în octombrie, dar dacă întârzierea nu va fi mai mare de 2-3 luni, dacă se poate lucra și în noiembrie-decembrie, cred că tot ar fi o realizare. Să nu ne trezim la primăvară, cum ne-am trezit astă toamnă, că în capăt la Mareșal Averescu, după ce au decopertat și au asfaltat, pentru că nu aveau timp să termine stația, în capăt au lăsat o porțiune de 10 metri, după ce au asfaltat câteva 10 de mii de metri pătrați, au lăsat 10-20 de metri pătrați cu găuri în care toate mașinile care intrau din Unirii pe Mareșal Averescu, și vă spun că sunt mii de mașini pe zi, au trecut prin acele gropi. Deci 10 metri pătrați n-au fost în stare. Și acum, după un an de zile, pe acolo este hârtoapă. 10 metri din pătrați. Din ce motiv oare? Din prostie. 10 metri pătrați au asfaltat bine. 10 de mii de metri pătrați. Asfaltul care l-au pus e de calitate. Nu discutăm. N-au fost în stare să continue. Poate se așteaptă vreo intervenție, dar totuși a trecut cam mult timp. Un an de zile n-a existat o intervenție acolo. Pur și simplu l-au abandonat, l-au uitat, nu i-a interesat. N-au trecut cu mașina pe acolo să vadă. Deci să zguduie mașina acolo, exact în breteaua care leagă Unirii de Mareșal Averescu. De un an de zile sunt gropile acolo. Dar ei au asfaltat sute de metri pătrați acolo unde decopertase și unde iar a decopertat anul ăsta. Dar au pus stratul asfaltului ca să nu fie gaură pe perioada iernii. Au salutat, da, e o pierdere, dar e o pierdere judecată. Adică să circule bine în porțiunea aia. Și anul ăsta, acum în primăvară, au decopertat ceea ce pusese astă toamnă. Acolo am fost de acord pentru că aveau o logică, o logică practică. Dar ca să lași 10-20 de metri pătrați, așa fac mașinile pe acolo. Și să nu se sesizeze nimeni, adică am spus, ar trebui să fie, nu, dintre cei care eu am sesizat, pot dar, dicta pe mine nu, mai mă ascultă rezolvarea. Nimeni, normal, va din potrivă. Ar trebui să vă asculte. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamna Magda, și bună seara invitatului dumneavoastră. Bună seara. Ce rugăminte aveam la dumneavoastră, doamna Magda, că domnul Bârlă nu mai e în primărie și nu mai e de specialitate. Nici eu nu sunt în primărie, dar spuneți. Vă rog frumos să vorbiți așa cum se cuvine. Dacă aveți o problemă, o ascult. Legat de amfiteatru, dacă știți ceva, mai face adăpostul ăla? Se va acoperi amfiteatrul. Înțeleg că a fost amânată puțin lucrarea. Când? Păi îi întrebăm pe cei din primărie, nu? Când? O să îi invităm și o să vă spună exact. A fost cazul că ne-am înțeles că în august începe lucrările și văd că a trecut august. Bun, e singura întrebare, da? Și mai aveam o întrebare legat de pasajul de la gară. Mai începe ceva? Pasajul de la gară va fi așa cum v-a tot răspuns și domnul primar și ceilalți invitați de la primărie, executat de cei de la CFR printr-un proiect cu fonduri europene care urmează să înceapă. Când? Îi întrebăm pe cei de la CFR dacă au dorința să ne răspundă. Eu vă mulțumesc pentru că ați intervenit. E bine că vreți să-i presați, așa punem presiune, dar răspunsurile nu vin întotdeauna așa cum ne-am dorit și noi. Domnule Bârlă, ce părere aveți? Pasajul de la gară era bine să fie preluat de municipalitate, cum așa s-a dorit? Și... sau nu? Este de mare interes public acel pasaj. Dacă s-a putut bate palma administrația locală cu ministerul
prin reprezentanții care avem la nivel superior și îl preia CFR-ul și îl face așa cum trebuie, este un lucru foarte bun. Cu fonduri europene, cu fonduri proprii, măcar să-l facă. Dar dacă se mai trena foarte mult și CFR-ul n-a avut posibilitatea să facă treaba asta, eu cred că era bine de preluat chiar și cu datorii. Nu erau foarte mari datorii, dar cereau foarte mulți bani, în câte știu, la acel moment. Cei de la era vorba de avize, acolo se putea rezolva altfel, dar lucrarea în sine nu este foarte mare. E foarte complicat, e grea, pentru că trebuie să lucrezi sub o tramă feroviară activă, sau mai multe active. Dar ați auzit noua dorință a municipalității, aceea de a prelua gara Buzău în administrare. Înțeleg că s-au făcut discuții cu domnul Grindeanu, care este ministrul transporturilor, și gara Buzău ar reveni la primărie, ar trece la primărie, că n-a fost niciodată a primărie, astfel încât să aibă o imagine așa cum își dorește domnul primar, pentru că este o intrare în Buzău. Dorințele de multe ori sunt lăudabile, dar întotdeauna, nu știu de ce, în ultimul timp, se ascunde și ceva în spatele acestor dorințe lăudabile. Ca să iei în patrimoniu obiective în care ai de investit foarte mulți bani, asta grevează foarte mulți buzoieni de lucrurile mărunte care sunt obligatorii să le facă administrația publică locală. Când ai niște rezerve, când ai un buget excedentar, când ai un buget grandios, într-adevăr, unul din lucrurile importante este să-ți iei patrimoniu, să-ți iei înapoi patrimoniu care este pe teritoriul tău. Dar atunci când ești în pioneze, când nu știi dacă se va putea plăti energia termică la iarnă, dacă poți să faci subvenție la iarnă, să te gândești să treci în patrimoniu. Ea trece cu sarcini, nu trece pur și simplu, o face cadou Ministerul Transporturilor. Cum a vrut să ne facă cadou Ministerul Drumuri Naționale, să ne facă unirii cadou la municipiu, să facă să facă UTR-ul de la țintă până la Buzău. Adică să-l reparăm noi, să nu-l repare. Asta au vrut să facă pe vremea mea și n-am fost de acord. Deci ei ne dau cadou, dar ne dau cu sarcini. Trebuie să fim atenți, nu? Păi trebuie să fim atenți, ca să nu se, în spate să nu fie altceva. Iar lucrarea de la anfiteatru a fost promisă, într-adevăr trebuia să înceapă, înțeleg că sunt niște probleme acolo. Și până la urmă doresc să acopere anfiteatrul din Parcul Tineretului. Nu, am înțeles, dar nu știu despre... Ar fi bine să se grăbească, pentru că deja a început toamna, vin ploile, spectacole, înțeleg că se vor mai organiza. Mai spune un telespectator că există o baltă, ne tot scrie de câteva zile și văd că nu se rezolvă, la Biserica Sfântul Nicolae, pe strada aceea. Spune telespectatorul că acea baltă murdărește mașinile, ar trebui să vadă cei din primărie că nu s-a făcut nimic, nu s-au pus nici măcar borduri, iar trotuarele practic nu există. Sunt zone în care în continuare problemele sunt de zeci de ani. Sunt și vor mai fi. Acum, obiectiv vorbind, un oraș ca Palmă, e greu să-l faci în ani foarte puțini. Tot timpul apar altele și apar altele. Bugetele sunt cele care sunt. Nici nu poți să pui taxe și impozite mai mari ca să poți să-ți crezi bugetul, pentru că e presiunea socială. Nu e ușor de condus un oraș și nu e ușor de mulțumit toată lumea. Trebuie să fim obiectivi. Vor mai fi, au fost, vor mai fi și lucruri care solicită o rezolvare imediată. Totuși să le pui în ordinea importanței lor, pentru că toate odată nu se pot face. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamna Magda și domnul Bârlă. Aș vrea și eu să spun întrebare lui domnul. Mai mult de... Spune. Să întreb. Da. Mi-a venit două luni în continuare factură zero. Văd că cam la toată lumea a venit factura zero la electricitate. Oare de ce? Oare de ce? De ce am sunat? Ce s-ar putea întâmpla? Vă mulțumim și noi, ascultați răspunsul domnului Bârlă. Deci, la regularizări, de regulă, se
fac citiri și index și sunt puși în operă în facturi. Dar există și situații în care se corelează anumite aspecte legale, adică contractele dumneavoastră sunt supuse unor ordonanțe de urgență care modifică în timp real prețurile. Și atunci furnizorii sunt obligați să ajusteze sau să reactualizeze și de multe ori facturile vin cu plus, vin cu minus. E foarte greu să vă fac să înțelegeți care sunt mecanismele contabile în spatele la facturile dumneavoastră, dar o factură cu zero este bună. Dar s-ar putea aștepta ca peste două luni să primească o factură mai mare? Acum nu pot să vă spun dacă este cu zero pe citire sau este cu zero și reglează, pentru că au venit foarte multe facturi în ultimul timp care reglează doar certificatele verzi. De exemplu, la mine a venit cu minus, adică am deprimit. La mama la micro 14 a venit cu plus, 6 lei și nu știu cât. E echilibrarea certificatelor verzi în funcție de bursa la care sunt. Au venit foarte multe facturi fără consum de energie, doar reglare de certificate. E posibil și asta să fie pe zero, adică certificatele care au fost în facturile anterioare și cu prețurile corelate să fie zero. Există și posibilitatea asta. Pe spate scrie dacă există citire, autocitire sau zero pe kilowatt zero. Nu poate să fie o factură zero decât dintr-un echilibru financiar. Clar. Îmi propusesem să vorbim astăzi o jumătate de emisiune despre problemele legate de energie electrică, dar pentru că ne-au acaparat așa întrebările vis-a-vis de șantiere, cum e normal, de locuri de parcare, în emisiunea viitoare o să vorbim numai despre asta, mai ales că ne pregătim deja pentru ce urmează, o perioadă grea pentru România și nu numai. Grea. Foarte grea. Va fi foarte grea. Nu săptămâna viitoare, cealaltă, ne vedem și vorbim despre asta, da? Cu mare drag, dacă mă invitați, vin cu plăcere. Mulțumesc, mulțumesc mult. Spune un telespectator, plafonul de 2500 de lei stabilit abuziv în CLM-urile totalitar PSD, din nou cum votează oamenii, așa iese și CLM-ul, nu? Nu se mărește pentru că ar trebui să se gândească la facturile enorme, prețuri supramărite. Dacă mai ești bolnav, n-ai cum să supraviețuiești. Se referă la plafonul pentru gratuitatea pe transbus pentru pensionari. Adică cei care au până la 2500 de lei pensia beneficiază de facilități, ceilalți nu. Vi se pare că este un plafon mic, ar trebui ridicat? 2500 de lei în condițiile din România de astăzi nu este o pensie chiar mică. Gândiți-vă că muncesc cu oameni 8 ore, 10 ore pe zi, pe minim pe economie, iar minimul pe economie nu e pe hârtie, care este contractul, minimul pe economie undeva la 1400 și muncesc 8 ore pe zi. Eu cred că 2500 de lei, eu nu spun că e mare, eu spun că e un plafon rezonabil măcar pentru transportul în comun, care un pensionar dacă se duce în fiecare zi la piață, deși nu văd de ce s-ar duce, dar, mă rog, un pensionar ar trebui să... Eu sunt pensionar de o săptămână. Să aveți o pensie frumoasă, mulțumesc. Domnule Buză. Adică ar putea să plimbe. Adică aș vrea să mă plimb, să merg pe jos. Nu, eu nu o să merg cu autobuzul. Am mașina mea, dar dacă nu merg cu mașina în traficul ăsta infernal, aș merge pe jos. Nu cred că transportul în comun constituie o mare cheltuială, da, energie electrică, gazele, s-au scumpit alimentele, medicamentele compensate, necompensate. Într-adevăr, solicită foarte mult un pensionar sau o familie de pensionari. Nu transportul comun. Aici pot să fiu corect și imparțial. Mi se pare un plafon cât de cât rezonabil. Părerea mea. Comparația cu salariul minim am făcut-o și eu, pentru că telespectatorul întreabă des dacă e normal să fie plafonul acesta. E adevărat că ar fi minunat să avem cu toții dreptul de a circula gratuit cu autobuzul când avem nevoie, să avem tot felul de facilități în Buzău, ținând cont de taxele și impozitele mari, dar nu se întâmplă. Bună seara, spune al telespectator, trotuarele ne tot promite primăria că se vor amenaja. A trecut un mandat și din al doilea jumătate și tot promisiuni. Sau le lasă pentru campania electorală ce urmează.
Ar avea timp, credeți, în campanie să facă toate trotuarele din Buzău? E, nu toate, dar cele importante, repare, unde evident. Densitatea de populație este mare. E politică și strategie de campanie. Asta a făcut-o toată lumea. Dar ar fi bine dacă s-ar rezolva problema aceasta. Dacă sunt lucruri care se rezolvă chiar și în campanie pe repede înainte, e un lucru bun. Altele spectatori spune, locuiesc pe strada Bazalt, ne-au dărâmat garajele și au spus că se amenajează parcări. Dar de 2 ani nu s-a făcut nimic. Ne-au lăsat cu molozul din demolarea garajelor, nu avem locuri unde parca, dacă nu suntem atenți putem rupe picioarele în bolovani. Pe Bazalt? Eu pe Bazalt, spune telespectatorul, da. Eu trec zilnic pe Bazalt, nu văd unde au fost. Deci pe Bazalt nu era parcare. Erau garajele. Lucon. Spune că au fost garaje care au fost dărâmate. Păi, care garaje? E terenul. Acum 2 ani. Concas, după care este Frică, după care este Flacăra, după care... Rugăm pe telespectatorul să revină cu zona pe exactă. Pe partea cealaltă este liceu, este jandarmeria, sunt case, nu știu unde au fost garaje, pe Bazalt. Nu știu unde au fost garaje pe Bazalt. Poate revine telespectatorul. Da, sunt multe întrebări legate de locurile de parcare, nici n-are sens să le citesc pe toate, că se referă la aceeași problemă Unirii, dar mai întreabă cineva de centru, dacă tot va fi zonă pietonală, ne întrebam cu toții de altfel unde lăsăm mașinile. În general, și până la acest proiect, Buzău a fost sufocat din lipsa locurilor de parcare. Cu acest proiect va fi și mai sufocat. Niciodată n-a fost nesufocat, dar acum va fi și mai sufocat. Trebuia să căutăm soluții, nu să complicăm situația, corect. Nu? Parcare în centru, unde ar putea fi? Mulți deci, întreabă de ce nu în piața Dacia subterană. Parcare, nu subterană. Se poate, nu? Nu, s-a încercat, am încercat un proiect. Era extraordinar de costisitor, nu era vorba doar de amortizare, dar și din punct de vedere tehnic. Și era foarte greu, magazinul Dacia fiind foarte aproape, este și un bazin de retenție de foarte multe tone care nu putea fi mutat de acolo, este strategic, sunt foarte multe cabluri electrice de medie tensiune foarte importante, costul lor de deviere ar fi fost enorm. Nu e realistă o parcare subterană. Intrarea și ieșirea erau foarte greoaie, se bloca alea trandafirilor toată, se bloca cealaltă stradă, se bloca toată. Deci un proiect foarte, foarte greu. Parcări supraterane, astea sunt la modă, astea se fac, dar construcții de parcări supraterane, pentru că 4-5 nivele absorb mii de mașini, care în mod normal le înșiruiești pe zeci de kilometri. Parcările supraterane și construcțiile nu sunt extraordinar de scumpe. Asta ar fi soluția de viitor. E singura soluție. Nu se găsește un teren pentru parcare supraterană. Faci parcări mai multe și mai mici. Nu trebuie să faci de 2000 de mașini. Faci de 200 de mașini și e mai mică. Raportul cost loc de parcare e același. A revenit telespectatorul de pe Bazalt, da? Spune că la blocul F5 lângă Flacăra. Ei da, dar ăla nu e chiar pe Bazalt, o fi, dar Bazalt, e la o puțină jumătate de pâine. Deci acum știu unde sunt unde erau parcările. Dacă se cheamă tot Bazalt, știu că se cheamă altfel acolo. Oricum ar trebui să ia măsuri, că dacă tot au trecut 2 ani de când au fost dărâmate garajele pentru a face locuri de parcare, înțeleg că a rămas doar molozul, parcările n-au apărut. Da, dacă este terenul primăriei, este atributul primăriei măcar să ia molozul și să curețe locul. Da, aici trebuie solicitată primăria. Poate nici nu știe de... Fiind mai retras, probabil, acolo. Și, în general, oamenii au fost de-a lungul vremilor, toate vremile care au trecut, puțin marginalizați. Recunosc. Cei din zona de acolo. Cei din zona de acolo. Simila și Flacăra și... Da, poate n-ar mai trebui să se întâmple așa, că niciodată până la n-ar trebui să se întâmple. Suntem așa. Cu toții în același oraș. Cu atât mai mult. Deci niciodată n-ar trebui ca să existe cetățeni de grad de rang 1 și cetățeni de rang 3. Asta nu ar trebui să existe într-o administrație. Scade, mai avem 2 minute maxim, dar scade rangul municipiului, că mi-ați amintit acum. Ce părere aveți? Rămânem mai puțini? Se vor schimba multe? Asta e Constituția, asta e legea, e organică, trebuie respectată. Astea sunt condițiile, asta facem. Scade rangul, scade numărul de consilieri,
scade și bugetul, scade și... Ar trebui să scadă și, să scadă și taxele și impozitele, nu? Sau nu e obligatoriu? Nu neapărat. Atâta timp cât legiuitorul a lăsat la latitudinea administrației publice locale să stabilească cuantumul de taxe și impozite, nu neapărat. O comună care nu mai are bani deloc o să crească taxe și impozite, măcar să-și plătească salariile. Fortuit. Nu e natural, nu e o creștere naturală. Sau un oraș care a prins câteva fonduri europene și a putut să-și rezolve foarte multe probleme, își poate permite să scadă taxele și impozitele. În buget, taxele și impozitele nu au o pondere foarte mare. Foarte rar să ajunge la 7, 8, 10, 12%. Dați seama că 88% e din altceva decât din taxe și impozite. Eu vă propun ca de acum în două săptămâni, adică nu marțea viitoare, cealaltă, dacă o să aveți timp în ziua respectivă să ne vedem. Îmi fac timp. Vă mulțumesc. Cu mare drag. Și o să vorbim atunci despre toate problemele legate de electricitate, de gaze, de cum va fi iarna, de căldura. Pentru că și vine toamna mai intens. Da. Peste două săptămâni e mai toamnă. E mai toamnă. E mai frig. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit și vă mulțumesc pentru sinceritatea cu care răspundeți întotdeauna întrebărilor. Să fiți sănătos, să aveți o pensie frumoasă, să ne vedem mulți, mulți ani de acum înainte și în studioul Campus, dar să le spunem și buzoienilor care este realitatea, pentru că avem nevoie de păreri și de la alți oameni, nu numai de la cei care vor să transmită mesajul. Dacă ne mint alții, măcar noi pe noi să nu ne mințim, măcar noi să fim corecți cu noi înșine și vă mulțumesc foarte mult de invitație și pe viitor, cu mare drag atunci când pot să vă ajut și pot să spun lucrurilor pe nume și corect, și obiectiv, și realist, am să o fac cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi. Seară bună! La revedere!